ansamblul folcloric lugojan aflat sub îndrumarea maestrului coregraf Puiu Munteanu va susține în 7 martie un spectacol dedicat mamelor intitulat Cânt și joc pentru mama mea. Evenimentul va avea loc la Teatrul Municipal Traian Grozăvescu din Lugoj și va începe de la ora 18. Suitele de dansuri și cei 13 tineri interpreți vor fi acompaniați de orchestra condusă de Ionel Groza. Acest spectacol vine după succese remarcabile obținute de tinerii dansatori în Emiratele Arabe Unite și după recunoașterea activității prin Gala Premiilor Lugojene, ca fiind cea mai activă formație care reprezintă Lugojul peste hotare. Este un spectacol a copiilor, devenit tradiție pentru noi, pentru instituția noastră, pentru ansamblul de copii și tinere lugojana, unde toți tinerii dansatori, dar și nu sunt puțini, sunt 4 grupe de dansatori, evoluează în fața părinților, a mamelor și a publicului spectator dornic să vină la spectacolul nostru. Un lucru îmbucurător pentru mine ce am putut observa la repetiții sunt tinerii soliști vocali care au evoluat foarte mult. Înseamnă că s-au pregătit și în particular, știu foarte bine, participă la emisiuni de televiziune, participă la concursuri. Iată că se poate, așa cum am făcut în ultimii ani observația asupra aspectului respectiv de interpretare, au reușit să pună la punct din toate aspectele astea a solistului vocal. Tinerii dansatori acum, pentru prima oară în scenă, vor fi cei mai mici, piticii, care au început în octombrie, sunt numai de 14 perechi de dansatori. Știu că ei au nevoie de încurajarea noastră, de susținerea noastră. Pentru componenții ansamblului lugojana urmează o perioadă foarte încărcată, cu multe manifestări. Printre acestea se numără o deplasare în premieră în Tunisia la un carnaval între 20 și 27 martie și o deplasare în Cipru în perioada 30 iunie-7 iulie la un festival internațional de folclor. În paralel, coregraful ansamblului lugojana pregătește spectacolul ce va fi dedicat Zilei Unirii, dar și alte manifestări importante la care dansatorii lugojeni vor lua parte.